Sorin Paraschiv este la telefon. Salut, Sorin. Bună seara. Bună seara. O impresie despre meci și cred că vrei să vorbești și despre fază, că îți spun din start că nu avem foarte mult timp, o să te rog să fii destul de scurt. Da. Plecăm cu un gust amar. Am condus aproape tot meciul, am făcut un meci bun. Din nefericire am luat acel gol la fază fixă, dar bineînțeles am putut să intervin puțin să vă vorbesc despre acea fază la Giunco. Eu cred că nu avem nevoie de VAR la o asemenea fază, nu avem nevoie de niciun arbitraj video. Nu ai cum să nu vezi așa ceva, credeți-mă, nu a vrut să dea acel penalti. Probabil se închidea meciul și reușeam să plecăm cu 3 puncte acasă, dar vă spun sincer, nu a vrut să dea. Eu cred că trebuie să ne pregătim arbitrii, da. Să învețe să arbitreze, nu să-i pregătim pentru VAR, pentru... Vă dați seama, nu știu să arbitreze, da. Normal, nu știu să arbitreze, credeți-mă, noi îi pregătim pentru VAR, nu se poate așa ceva, credeți-mă, nu se poate așa ceva. Fază clară cu jucarul, durea piciorul, nu înțeleg, i-am zis, bă, meci și eu păta. Deci nu, era și în diagonală, poziționat, da. N-avea cum să nu vadă. Și eu am spus cam același lucru, pentru că nu-mi explic nici eu de ce nu dai penalti la așa ceva. Da, Vali, n-ai cum să și nu e bună observația ta că n-ai nevoie de VAR pentru așa ceva. Nu am nevoie de VAR pentru așa ceva. Ori nu știe, ori nu a vrut să dea penalti, credeți-mă. Eu dar cred că nu știe. Sper că nu știe. Nu știe să arbitreze. Păi și cum să-i mai învățăm noi, arbitrii? Să îi învățăm, să îi specializăm, să dăm sute de mii de euro să arbitreze VAR, când ei nu știu absolut nimic, apar nouă de fotbal. Băiatul ăsta nu cred că a jucat fotbal în viața lui, trebuie să simți și puțin fotbalul. Când cineva se aruncă peste tine, nu are nicio șansă să se aruncă peste tine, te aruncă pe burtă, trebuie să știi și tu puțin că ai jucat și tu fotbal, cât de cât, că nu are nicio șansă la minge. Păi noi specializăm arbitrii acum sute de mii de euro. Dar, ce să zic, sunt foarte dezamăgit, foarte dezamăgit de prestația lui în seara, foarte dezamăgit. Da. Bun, e adevărat, un penalti ar fi schimbat mult lucrurile, pe de altă parte rămâne și marea greșeală de marcaj de la finala echipei. Am început cu lucrul acesta, Vali. Am început, am intervenit și am început, am greșit, fază clară de marcaj, le-a spus Ilie, le-a dat oamenii la pauză, le-a spus că intră Țumu, aveți grijă, i-a dat unui jucător omul pe piept să-l ia. L-a uitat, asta este. Dar vă spun încă o dată, dacă dădea arbitru penal de acolo, probabil se închidea meciul. Asta este. Asta este arbitrajul foarte mult, foarte mult sub fotbalul românesc pe care l-avem în momentul ăsta. Deci arbitrajul e sub ceea ce arată echipele. Da, foarte mult. Deci nu se poate. Nu, este inexplicabil, credeți-mă, degeaba. Se închid într-o cameră acolo, nu ai ce să discuți cu ei, nu vor să vorbească, nu discută. Că totodată e mai bine, că dacă mai apuci să discuți cu ei, s-ar putea să mai și scapi niște vorbe și... Păi da, scapi, păi da, credeți-mă. Și mai după aia mai ieși suspendat. Te duc în stare, băi, asta este. Ei sunt șefii, ei au raportul la îndemână, ei au pixul în mână și fac ceea ce doresc ei și mai presus de ei nu cred că există. Crezi că prindeți play-off-ul? Va fi foarte greu, să-l prindem sau apropiat echipele de noi, tot la mâna noastră. Dacă o țineți din egal în egal, da. E foarte greu. Da, din egal în egal, da. Dar suntem, totuși suntem tot la mâna noastră, dar asta este, va fi dificil. Avem voluntari acasă, avem FC Argeș și Iași următoarele 3 meciuri. Suntem la mâna noastră. Avem șanse, dar nu știu, vom vedea ce va fi. Ok, mulțumesc și cu rugămintea, Sorin, și când mai vrem noi să stăm de vorbă cu tine, aș vrea să ai aceeași deschidere. Nu, despre prostiile alea care le-ați vorbit acolo în emisiune, chiar nu e exact așa. Poftim? O să vorbim în particular. De ce să vorbim în particular? E un subiect public. O să vorbim în particular. Alea sunt prostii? Adică vrei să intri într-o emisiune în care se vorbesc prostii? Poate și tu vorbești niște prostii și totuși te ascultăm. Nu, pentru că ați spus și dumneavoastră. Deci tu vrei să intri într-o emisiune în care se vorbesc prostii. Ok, înseamnă că te cobor la nivelul nostru sau ce faci? O să vorbim în particular. N-am ce să vorbesc în particular. O să vă spun eu mai multe în particular. N-am nevoie, eu nu vorbesc în particular. Dacă ai ceva de spus pe subiect, eu te rugam frumos să fii la fel de deschis. Așa cum, uite, ai vrut să intervii, eu am fost deschis și ai spus ce aveai pe suflet. Corect. Bun, și atunci când te căutăm noi, de ce nu răspunzi? Că sunt niște prostii, nu? Da, acela este. Contractul ăla e semnat de tine?
Nu este treaba dumneavoastră, este un contract de management sportiv și da, este o afacere de a mea și nu este treaba dumneavoastră ce semnez eu cu... E în regulă, da, domnul Paraschiv, mă scuzați. Da, că... în regulă, domnul Moraru. Bine, la revedere, mult succes în carieră. Apropo de prostii, da, e un mare viciu de logică în ce susține Paraschiv. Arbitrii nu sunt pregătiți să arbitreze pentru VAR. Introducerea VAR îndreaptă asemenea decizia aberantă sau asemenea, da, lipsă de reacție. Nu că... două, da, lucruri diferite. Adică nu presupunem că toți arbitrii din Italia, din Anglia, de unde mai sunt proști pentru că au fost învățați să arbitreze fiindcă există VAR. Nu. VAR-ul vine și corectează. Există o decizie aiurea, cum e, da, asta de aici. Nu știu dacă e din rea voință, din incompetență, din plasament incorrect. Habar n-am. Și te duci, te uiți acolo la VAR și VAR-ul îndreaptă și spune, da, dom'le, s-a suit pe el, e în careu, nu joacă mingea, deci penalti. Deci e un clar viciu de logică aici. Poate că e un viciu și faptul că domnul Paraschiv este oficial al unui club și impresar pentru jucătorii altor cluburi. Nu, ăsta e conflict, conflict de interese. Dar, da, da. Dar și asta poate că e o prostie. Să